La sfârșitul acestei săptămâni, comuna Cireșu a îmbrăcat straie de sărbătoare, iar satul Bunoaica a fost locul unde localnicii și oficialitățile s-au întâlnit pentru a lua parte la activitățile planificate pentru fiii satului de către primarul Doru Țârlui. Localnicii și conducerea primăriei duc mai departe tradiția unui frumos obicei al sărbătorii fiii satului. Bine ați venit în număr mai mare decât anul trecut la această mică sărbătoare, cum spun unii dintre noi, dar eu zic că va fi din ce în ce mai mare. Văd vremea ține cu noi. Avem un program frumos. Dumneavoastră să aveți distracție plăcută alături de grupul școlii Cireșu și cele două grupuri de la Turnul Severin. Mulțumim și distracție plăcută în continuare. Evenimentul a fost organizat de către primarul Doru Țârlui și Consiliul Local Cireșu, dar și oamenii destoinici care și-au pus toată dăruirea și priceperea în organizarea până la detaliu a spectacolului muzical, evoluând pe scenă artiști de excepție care au însuflețit prin aparițiile lor spectatorii dornici de muzică bună, de distracție și bucate pe alese. Deschidere, primarul Doru Țârlui, avându-i ca invitați de onoare pe vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, directorul Geoparc Platoul Mehedinți Claudiu Cenușe și Daniela Vulpe alături de grupul Sânziene Mehedințene. Să-i felicităm pe cei care au reușit să aducă această sărbătoare la numărul 24. Să-l felicităm în mod special pe domnul primar care încearcă să păstreze vii aceste tradiții ale zonei de munte. Și dumneavoastră vrem să vă transmitem că vă asigurăm întotdeauna de colaborarea noastră cu primăria Cireșu, respectiv cu satul Bunoaica, cu domnul primar, Consiliul Local. Am putea caracteriza sărbătoarea ca pe o zi în care dansul, muzica, distracția și voia bună s-au mutat efectiv la Bunoaica, spectacolul pregătit fiind unul pe măsura așteptării publicului. Localitatea cu oameni onești și harnici, cu o comunitate care cu această ocazie s-a arătat unită și deschisă lucrurilor frumoase. Ne bucurăm că suntem prezenți aici la sărbătoarea fiii satului, la inițiativa domnului primar al comunei Cireșu, Doru Țârlui. Îi mulțumim pentru invitație și sperăm să revenim și anul viitor și cu orice altă ocazie, pentru că realizează evenimente frumoase și noi ne bucurăm să participăm la astfel de evenimente care țin de tradiții, de obiceiuri, de cântec popular și portul nostru popular, mai ales cel din zona Mehedințului. Primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, a fost mereu un om al comunității, dorind să vină în sprijinul cetățenilor comunei cu proiecte menite să crească nivelul de trai. Multe dintre obiceiurile și tradițiile din comuna Cireșu se mai păstrează și astăzi, iar acest fapt datorită unor oameni care cunosc adevărata valoare acestor lucruri.